Salutare, dragi investitori! Astăzi vom vorbi, la cererea unuia dintre voi, a lui Paul Petrișor, care mi-a scris pe YouTube, despre cum se trec trenurile din extrabilan în intrabilan pentru a le crește valoarea, aceasta fiind una dintre cele mai uzuale metode de a investi în imobiliare, în speță în terenuri, prin dezmembrarea acestora și prin adăugarea unei valori și vinderea ulterioară a acestora cu profit. Am pregătit și o mică prezentare pe care o să o pornesc acum. Ar fi bine dacă m-ar lăsa în Zoom-ul să prezint. Ok. Haideți să vedem despre ce este vorba, intravilan versus extravilan. O să începem cu câteva noțiuni introductive despre ce este un teren extravilan. Terenul extravilan, ca idee, este cel pe care nu se poate construi și pe care se face agricultură. Statul protejează acest gen de teren tocmai pentru a avea hrană pentru locuitori. Da? Și este interesul statului să, teoretic, să ne fie nouă bine. Ok? Extravilanul, practic, este terenul care nu este cuprins în intravilan. Tot terenul României are o suprafață, o parte este intravilan. Ce nu este în intravilan, practic, reprezintă extravilanul și pe el de obicei se cultivă. Da? Este extravilan arabil. Reprezintă restul teritoriului administrativ cuprins între hotarul unității UAT-ului, unității administrativ-teritoriale și limitele intravilanelor localității. Deci, practic, un centru, imaginați-vă un oraș, este centrul orașului unde sunt case, da? Acolo unde sunt case, practic, este intravilanul. Între limita intravilanului și unde se termină, practic, localitatea, acele terenuri de obicei sunt în extravilan. Da? Pe lângă acestea mai sunt și, exact vorbim despre extravilan, ok. Am scris aici intravilan, scuze. Este destinat, cum spuneam, în general exploatării agricole și silvice. Prețul normal este mult mai mic decât al, de exemplu, al celor intravilane, da, pe care se poate construi, deoarece nu se poate construi din acest motiv. Și este cam, de exemplu, câteva mii de euro, până la cam la 10.000 de euro pe hectar, un teren extravilan arabil, dacă este în mijlocul câmpului și în funcție de localitate, da? Pentru că este cumpărat pentru agricultură. Dacă terenul nu este situat în intravilan, conform PUG-ului, adică planul urbanistic general, da? Fiecare localitate are un astfel de PUG, acesta va putea fi totuși introdus în intravilanul localității în baza unui PUZ. Da? PUZ-ul acesta e plan urbanistic zonal, trebuie fundamental, adică trebuie să fii cu niște explicații prin care tu spui de ce vrei să treci acel teren din intravilan din extravilan în intravilan, da? Se poate construi pe terenul extravilan, dar doar în scopul adăpostirii de să faci ceva gen anexe pentru a te ajuta pe tine atunci când te duci la câmp cu tractorul să adăpostești, de exemplu, uneltele sau mașinile agricole pe care le ai, dacă ai o combină, poți, de exemplu, să faci un fel de hală. Bineînțeles, trebuie să iei aprobările necesare cu autorizația de construcție, dar se pot anexe gospodărești și anumite adăposturi, se pot construi și pe terenurile extravilane în acest scop, dar nu pentru a locui, nu se pot asigura, nu-ți dă număr poștal în momentul în care construiești aceste anexe. Deci, practic, doar pentru a le folosi în agricultură. Se poate ca la un moment dat acest extravilan, da, să intre în intravilan și atunci tu să poți folosi această construcție pentru să-i schimbi destinația și să o folosești ca locuință. Ok, haideți să trecem la intravilan. Ce este un teren intravilan? Da, trece din extravilan, care am spus că este terenul extravilan și este agricol. Trecem în intravilan pentru că noi vrem să-i adăugăm, să investim în acest teren, să-i adăugăm valoare și să-l vindem pentru un anumit profit. Da, intravilanul este partea din teritoriile administrative care cuprinde perimetrul construibil sau vatra de sat. Da?
și terenurile și construcțiile, instalațiile aferente zonelor funcționale, funcționale ale localității. De asta e o definiție științifică. Situate în afara, în afara vetrei satului, da, zonele industriale, zonele de depozitare, toate aceste zone sunt și ele incluse în amenajări sportive, sunt incluse în intravilan, dar nu numai construcțiile, precum și ați văzut că între case, case mai vechi, dar în patra veche a satului, sunt spații libere și acelea inclusiv sunt incluse în intravilan. Practic, intravilanul este o se delimitează prin pug și este o zonă, e ca un cerc, așa, aproximativ, trasă cu o linie roșie și acela este intravilanul. Ce este în afara intravilanului, practic, are altă, și în afara patra vetrei vechi a satului, are alte reglementări și acestea se pot găsi în regulamentul planului urbanistic general. Da? Legea numărul 12 pe 1968 definește perimetrul construibil al orașului și vatra satului astfel. Perimetrul construibil al orașului și al vetrei de sat este acea parte a intravilanului care cuprinde zona dens construită, ceea ce vă spuneam cu clădirile, și precum și terenurile libere dintre acestea. Dacă sunt două case, v-am spus, și este un teren liber între acestea, practic acela este tot intravilan. Da? Fac parte din perimetrul construibil al orașului, uzinele, fabricile, depozitele, cimitirele, terenurile de sport. Da, deci, practic, tot ce este construit și este de utilitate publică reprezintă, de asemenea, teren intravilan. Hai să zicem mai departe. Cum se face trecerea? Practic, asta ne interesează. Cum treci din extravilan în intravilan? Da, extravilan ieftin la intravilan scump. Da, se face prin pug. Pugul ce e? Pugul este planul urbanistic general și este făcut de către UAT-uri, adică de către primării, da, unitățile administrativ-teritoriale. Și se fac, practic ele fac un plan prin care spun foarte detaliat, puteți îl găsi pe site-urile primăriilor, orașele din care, sau localitățile din care, în care locuiți, sunt publice și practic acolo spune exact ce se poate construi, cum se poate construi, ce delimitări, sunt anumite reguli care trebuie să respectate în momentul în care vă apucați să construiți. Da, practic el poate fi prin acest, e primăria, de exemplu, unei localități, se poate decide să treacă terenurile din intravilan, din extravilan, scuze, în intravilan. Și atunci elaborează acest pug prin care face acest lucru și spune și delimitează exact care sunt terenurile respective. Deci este o modalitate prin pug, dar asta nu depinde de voi, da? Depinde de primărie. Dar dacă aveți informația că o primărie vrea să treacă un teren, o zonă, de fapt, nu neapărat un teren, în intravilan, este ok, puteți să faceți o investiție în acest sens. Da? La fel, primările pot, prin anumite hotărâri locale, da, de HCL-uri, prin Consiliul Local, să treacă astfel, terenurile din intravilan, din extravilan în intravilan. Da, dar tot nu depinde de voi. Ce depinde de voi și ce puteți face pentru a trece din extravilan în intravilan, puteți să faceți un PUZ. Da? Și PUZ-ul practic reprezintă un plan urbanistic zonal în care voi spuneți de ce vreți să faceți acest lucru. Da? Și se practic se schimbă utilitatea și ceea ce practic se schimbă pugul pentru acea zonă de extravilan. Da, un PUZ durează aproximativ 6-12 luni. Asta dacă nu apar anumite probleme, dacă vă mișcați, sunteți mai talentați, poate dura mai puțin de 6 luni și dacă este o speță mai deosebită sau întâmpinați probleme, poate dura mai mult de 12 luni. Da? Dacă dau un PUZ normal, cam atât, cam ăsta e termenul, da? 6-12 luni. Dar ce este acest PUZ? Deci, planul urbanistic zonal este un proiect care reglementează detaliat dezvoltarea urbanistică a unei zone din localitate. Da?
și acoperă toate funcțiunile, locuire, servicii, producție, circulație, spații verzi, instituții publice și asigură corelarea dezvoltării urbanistice complexe a zonei cu prevederile PUG-ului. Da? Este diferit de PUG, da? Dar este inclus în PUG și îl completează. Da, prin acesta se stabilesc permisiunile și restricțiile necesare a fi aplicate în utilizarea terenurilor. Da, dacă vrei să construiești, spune pe PUZ exact ce și cum poți să construiești, ce înălțime, ce retrageri sunt necesare. Da, și este o fază premergătoare realizării investițiilor. Da, dacă ai un teren mai mare și vrei să parcelezi mai mult de 3 loturi, atunci trebuie să-i faci PUZ și se realizează etapizat, este un timp și ca idee acesta poți face ca idee așa ca un mic orășel, da? Dacă e, de exemplu, câteva hectare de teren, 10 hectare, poți face străzi pe acele 10 hectare cu ajutorul puzzle-ului, este obligatoriu un punct de întoarcere, ca un sens giratoriu unde pot întoarce mașinile. Și tot la fel, pentru a asigura, este, gândiți-vă la un mic orășel în momentul în care faci un astfel de PUZ și trebuie să asigure toate funcționalitățile și tot ce este normal ca viața locuitorilor ce vor construi pe acele terenuri să se desfășoare în mod cât se poate de civilizat. Da? Astfel se poate trece un teren din extravilan în intravilan pentru a fi valorificat pentru profit, da, cu ajutorul puzzle-ului. Cum se face un puzzle, care sunt etapele? Da? În primă fază trebuie să iei legătura cu un arhitect cadastrist sau să vorbești cu cineva de la primărie care să te ajute cu acest puzzle. Da, în prima fază ar trebui să întocmești documentația, obții un certificat de urbanism, realizezi studiile de teren, topo, practic sunt desenele, studiul de oportunitate în care explici de ce se face acest PUZ, susținerea documentației PUZ, da, în fața comisiei tehnice. Trebuie să-ți dea și comisia și primarul trebuie să-ți dea ok-ul. După ce primăria și Consiliul Județean ți-a dat ok-ul pentru întocmirea puzului, se va redacta hotărârea de Consiliul Local prin care se aprobă puzul și practic vei avea un puz și vei putea face ceea ce ți-ai propus pe el sau ceea ce ți-a autorizat. Da? Dar cât costă un puz? La ce costul să ne așteptăm? Păi variază în funcție de teren, da? Și de ce vrei să faci pe el și de ce vrei să schimbi practic față de PUG. Și este între 0,2 și 3 euro pe metru pătrat. Da? Deci practic el costă de la câteva mii de euro la câteva zeci de mii de euro. Dacă e un teren foarte, foarte mare, poate costa și 100 de mii de euro. Dar în speță, ceva uzual, câteva cam mii sau zeci de mii de euro, de, în funcție de mărimea terenului, da? Și de unde este localizat acesta. Și bineînțeles cu cine, că dacă faci cu cineva care, de cine proiectează, cine îți face puzul, da? Dacă cineva care îți cere un euro, cu siguranță vei găsi pe cineva care să-ți ceară pentru același lucru și 2 euro. Deci mai contează și cu cine îl faci. Da? Cam atât costă un puz. În ultimul timp s-a dat o lege, da, prin care s-au schimbat aceste reglementări, practic s-au înăsprit din dorința statului de a proteja terenul extravilan. Terenul extravilan este terenul pe care se crește hrană de către agricultori pentru a hrăni populația, da? Ca să avem ce mânca. Și din aceste considerente, deoarece nu putem mânca apartamente și ziduri și betoane, statul protejează terenurile extravilane și pe agricultorii, încurajează pe agricultori să se apuce de să dezvolte această parte agricolă. Ok?
Și anul acesta, cred că luna trecută, s-a dat legea 175 pe 2020, prin care procedura de vânzare este îngreunată semnificativ, în sensul în care aceste terenuri extravilane, dacă sunt cumpărate, nu vor putea fi revândute mai devreme de 8 ani decât cu impunerea unui impozit de 80%, da? Foarte mare. Deci, practic, tu vei câștiga doar 20% din profitul pe care ți l-ai propus, da? Dacă îl vinzi mai devreme de 8 ani. Ce s-au adăugat mai mulți preemptori, s-a mărit termenul de preemțiune. Preemptorii înseamnă că dacă tu vrei să vinzi un teren extravilan, da, pe care l-ai în proprietate, practic aceștia, coproprietarii, arendașii, tinerii fermieri, vecinii sau chiar statul, poate are dreptul de a ți-l cumpăra. Da? Tu ce faci? Practic anunți că vrei să vinzi acest teren și se pune, de exemplu, pe ușă la primărie, se anunță, este un anunț public, toată lumea poate să îl vadă. Da? Iar acest anunț va fi timp de 45 de zile pentru a se asigura că toată lumea îl vede și că totul este ok. Dacă un coproprietar, un vecin al terenului tău, vrea să îl cumpere, practic el are dreptul să îl cumpere. Da? Iar tu nu vei putea să-l vinzi celui cu care te-ai înțeles să îl vinzi. Da? Deoarece el are drept înainte acelui cumpărător. Da? Dacă se revinde mai devreme de 8 ani de la cumpărare, se datorează un impozit de 80% pe suma ce reprezintă diferența dintre prețul de vânzare și prețul de cumpărare. Da? În baza grilei notarilor din acea perioadă. Deci se bazează pe grila notarială. Da? Nu se datorează impozitul de 80% și aici fiți atenți, deoarece este o portiță, ca să spunem așa. Nu se datorează impozitul de 80% pe profit dacă terenul este dobândit prin altă modalitate decât prin vânzare, respectiv prin moștenire, prin schimb, aport în natură la capitalul social. Da? Deci dacă nu îl cumpărați și îl dobândiți în altă formă, îl puteți vinde liniștiți. Da? Okay? Fără a datora acest impozit. Da? Dar rămâne totuși regula cu preemptorii. Este ok, numai că scăpați de acest impozit care este cam măricel. Ok, cam atât am avut de spus. Deci, ca să concluzionăm, pentru a trece un teren din extravilan, da, în intravilan, ai nevoie de PUZ, în primul rând. PUZ-ul durează între 6 și 12 luni în mod normal. Un PUZ costă de ordinul la câteva mii de euro și trebuie să-l achiziționezi ca o recomandare prin altă metodă decât prin vânzare, da? Pentru a scăpa de acel impozit absurd de 80%, care este menit să descurajeze tocmai acest gen de speculații investiționale, da? Care s-au făcut până acum. V-am spus și de ce, deoarece statul are tot interesul să ne dea pe pică să mâncăm, iar dacă se vor construi pe toate terenurile, practic nu vom mai avea pe ce cultiva. Da, și vom muri de foame. Cam asta e în reducere la absurd ce se poate întâmpla. Ok, cam atât am avut de spus în acest video. Dacă v-a plăcut, scrieți-vă, o să vă las linkul în descriere și o să vă dau și câteva exemple de puzuri și de puguri pentru a vă face o idee mai clară cum sunt acestea. Și dacă mai aveți alte idei, dacă vi se pare că nu am spus ceva în acest video, comentați, lăsați în comentarii, completări sau alte întrebări pe care la care credeți că nu am răspuns în acest video. Ok, cam atât. Vă mulțumesc. Sper că v-a fost de folos. Ne vedem data viitoare. Ciao!